Moșul ăsta știți de când îl am? De când era mică. Se pune în cui, e pe baterie și cântă ho 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 frohe Weihnachten și zice pe germană, ăsta îl primisem din Germania. Nu știam ce zice când eram mică și ziceam ho 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 frohe Weihnachten sau nu știu cum zicea. Râdeam cu Sebi tot timpul, dar acum am descoperit de când am venit în Germania ce zice și ce vrea să însemne. E și murdar aici. Asta a intrat praf la el. Deci da, ăsta e foarte vechi. Îl mai am pe Olaf îmbrăcat. Nu e Olaf, glumesc. Asta trebuie să pun sub brad. Am luat-o dintr-un târg de vechituri anul trecut. Cred că e grea, e din porțelan ceva. Aici am ceva primit din Italia. Asta se pun pe masă undeva. Sunt niște farfurii. De fapt, numai una. Aici am toate globurile. Instalație ceva. Să vedem, trebuie să mă gândesc în ce culoare să fac anul ăsta. M-am hotărât, o să-mi fac pradul albastru cu auriu și cupru. Primul ornament. Ziceți voi că ăsta nu e superb. E dintre anii 99 și 2000. Atât de vechi. E cel mai vechi glob pe care l-am. Ador perluțele în brad. L-am umplut de perluțe. Asta le-am făcut în primul an de facultate, chiar de facultate, pentru că am avut un proiect de decorat. Și asta le-am făcut cu mânuțele mele, acolo cu fetele. Asta a fost în 2013. Aici am pus restul de nuci care mi-au mai rămas și câteva globulețe care nu aveau ață. Farfuria lui Rudolf și le-a aici pe masă. Părăm împreună? Așa peste asta. Ok. La care o să le pun aici. Hai că pe mine n-a prea apucat asta să mă vedeți, dar nu-i baic, o să ne vedem mâine. Mâine mă duc la cineva să-i fac unghiile, la o colegă de-a mea de lucru și poate să vă iau cu mine dacă mă lasă să filmez. Mai încolo cred că mă duc să-mi fac și părul puțin creț, că vreau să încerc un alt capăt de al ondulatorului acela de la acelui a primit, pentru că o să vă zic mai multe într-un clip. Am început și o nouă serie de videoclipuri, după cum ați văzut, My Waking Snaps. M-am gândit că multe lume nu mă urmărește, multe lume de pe YouTube nu mă urmărește și pe Snapchat și să vă arăt și pe acolo ce fac pe Snapchat. Snapchat e puțin mai comod pentru mine decât YouTube, dar acum cu Vlogmas-ul a început să fie din nou YouTube-ul, ceva mai comod pentru că filmez în fiecare zi, dar da, Snapchat-ul e cam preferatul meu în general. Nu știu acum câți ani a fost asta, dar a fost la mine acasă. Aici e familia mea. Aici a fost la mare, ce grăsună eram. Am vrut să vă arăt cum am decorat de Crăciun și aici prin casă puțin. Asta e moșul meu, ăsta cântă. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Am uitat să vi-l arăt pe gagicul ăsta care stă la mine pe birou. Cismulița asta am primit-o din Germania când eram mică și am adus-o după mine, deci nu știu, cred că are mai bine de 10 ani cismulița asta. Astea le-am cumpărat acum, decorațiunile, astea-s tot de aici cumpărate, anii trecuți, căsuțele care vi le-am arătat în snap. Aici mai deasupra de căsuțe am bombona asta pe care am primit-o de la Diana anul trecut de Crăciun, asta e de la Jumbo, știu că mi-a luat-o.
făcută de mână, e o cruce de lemn, făcută de tatăl Dianei. Și cam așa, cam atât. Și bineînțeles, astea care nu lipsesc niciodată de la mine. Și aici am ceva foarte frumos. Mi-a adus mama din Italia. Pentru că să nu uităm, până la urmă asta sărbătorim. Sărbătorim nașterea Domnului de Crăciun. Nu totul înseamnă mâncare, nu totul înseamnă bunătăți. Liniște sufletească și sărbătoarea în sine, faptul că ești cu toți ai tăi cei dragi, asta înseamnă cel mai mare.